simpatizanții monarhiei au participat la drobeta Turnu Severin la un marș dedicat regelui Carol I și familiei regale de România. Severinul este legat într-un mod special de Carol I și de monarhie. Aici a pășit pentru prima dată pe pământ românesc la 8 mai 1866 principele Carol. A călătorit incognito pentru ca puterile străine rivale să nu aibă cunoștință de faptul că România dorea să fie pe picioarele ei. Avea nevoie de un stâlp pe care să se bazeze, iar acesta a fost Carol I. Momentul 1866 a rămas prezent în conștiința românilor în pofida vicisitudinilor istoriei și împotriva unei anumite politici care a vrut să îndepărteze monarhia, instituția monarhică din istoria românească. Participanții la marșul dedicat monarhiei române s-au oprit în portul din drobeta Turnu Severin în mod simbolic pentru a evoca momentul în care principele Carol a intrat în România. Acum 137 de ani România câștiga independența. Iar acum 148 de ani, fără să știm, independența ea însăși călca în Turnul Severin. Independența, prin independentul Carol, a fost cel mai frumos dar pe care noi l-am primit în secolul XIX. Fără independență nu ar fi existat unire, fără independență nu ar fi existat regim constituțional. Carol I a avut cea mai lungă domnie din istoria României. A condus statul român timp de 48 de ani. S-a dedicat întru totul României, deși era de origine germană. S-a comportat ca cel mai loial soldat al țării sale și niciodată nu a uitat că românii au avut atâta încredere în el încât i-au oferit destinul lor istoric. A prețuit țara și pe români. În timpul domniei sale, România a devenit independentă și s-a transformat dintr-un stat cu o societate încă feudală într-o țară modernă și de sine stătătoare. Simpatizanții monarhiei au dorit să arate prin marșul dedicat familiei regale că își doresc din tot sufletul ca România să devină monarhie și să se elibereze de luptele din plan politic. Nu mai vrem rege mai fără regele Mihai! Nu mai vrem rege mai fără regele Mihai!